biscuiți facem astăzi. Biscuiți, nu? Pentru cine facem noi biscuiți de sărbători? Pentru cine? Pentru Moș Crăciun, nu? Noi ne pregătim acum. Pentru Moș Nicolae. Și pentru Moș Nicolae, e corect, că vine în câteva zile. Dar ați fost cu minți? Da! A, bine atunci, hai să începem la treabă. Una, două, imediat. Următoarea ești tu, promit, da? Hai, Arena, acum tu. Una, două, trei. Hai, Meri. Una, două, așa, și trei, trei. Foarte bine. Și acum decupezi, uite. Știi cum să decupezi, nu? Uite, pui așa. Uite ce frumos este. Și pui deoparte. În primul rând, bună seara, Bari Iereco, bine ați venit la cel de-al treilea? Al treilea atelier pentru seniori. Eu o să fiu, practic, extensia vocală a doamnei Aravni, care este mătușii mea și este o drăguță și a venit să ne împărtășească încă o rețetă din cartea de bucate și dulciuri cu care a ajuns în România din Armenia. Toate rețetele sunt transmise, marea majoritate, în cale verbală, de la bunici, străbunici, vecini, câte o bunică pierdută în altă țară, dar care știe de la străbunica, care a învățat din nu știu ce oraș vechi armenesc, care acum din păcate a rămas în Turcia și așa mai departe. Deci toate rețetele sunt cu influențe din bucătăria armenească, cu câteva lucruri furate ba din stânga, ba din dreapta, pentru că destinul armenilor a fost, din păcate, forțat să fie unul foarte călător prin lume. Așa că nu vă mai rețin. Vom începe cu făina.
Paharele pe care le aveți din sticlă, toate au aceeași, au aceeași dimensiune din punct de vedere al gramajului. Acum adaug și ăsta al meu. Deci, un pahar și jumate. Pentru început, un pahar de și jumătate de făină. Amestecăm albușul cu gardoinușul ca să fie bezeu. Astăzi să avem sărbare de Crăciun. Anul ăsta m-am gândit să facem, să vă arătăm, adică, obiceiuri armenești. Să fie doar armenesc. Este un fel de teatru. Băieții merg la vânătoare ca să aduc bunătăți pentru masă de sărbători. Fetele fac lavaș, fac iaurt, fac tot felul de bunătăți și totul asta noi reprezentăm prin dans. Și fiecare obiceiuri o să arătăm prin dans.
mașină de care pleca mai de mult în apără. Când ajunge la acolo, se oprește și pleacă la înapoi. Am primit un helicopter care poate să zboare.